și cunoașteți ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Până nu de mult am fost și eu un om din lume, îmi este rușine de faptele pe care le-am făcut, dar trebuie să mărturisesc că Dumnezeu a lucrat în viața mea. Pentru că Dumnezeu m-a iubit atât de mult, m-a lovit cu o boală foarte grea, m-a lovit cu o boală la plămâni, o gaură cât pumnul meu de mare. Mulți dintre dumneavoastră probabil ați avut bolnavi, internați la spitalul TBC și știți ce înseamnă lucrul acesta. Am fost plimbat între spitale. Doctorii n-au vrut ca să mă interneze datorită faptului că am fost consumator și dependent de droguri. Din cauza aceasta, doctorii n-au vrut ca să mă interneze la spital. Dumnezeu s-a îndurat de mine. Prin mila și prin îndurarea lui, în cele din urmă, am fost internat. Am fost internat într-o zi de luni. Am fost nu bolnav, foarte bolnav. Pe cine mi-e de aici de la Boc știu că am fost dus cu salvarea de urgență. Am fost atât de bolnav încât n-am putut nici măcar să mă ridic pe spate, să te-am întins pe spate, frații mei. Sunt acolo în spital, în pat, am stat și mi-am făcut o analiză la ceea ce am făcut eu până la vârsta aceasta, am 37 de ani. M-am văzut atât de neputincios încât n-am putut să-mi ridic spatele de pe saltea aceea de pe pată de spital. Și am zis, Doamne, ce am făcut eu până acum? Până când am ajuns în spital, am avut bani, m-am distrat, am făcut cam tot ce face un om din lume. Atunci, în patul acela de spital, când m-am văzut neputincios, am zis, la ce-mi folosesc banii? Pentru că știam că o să mor. Am știut lucrul acesta că o să mor. Au venit prieteni de-ai mei, au venit cumnați să mă ducă la spital la Târgu Mureș, la București, la medici specialiști. Dar eu știam că aceia nu pot să-mi salveze mie viața. Până că gaura din plământ care am avut, am avut două nivele de puroi. Frații și prietenii mei care au fost la mine la spital știu situația în care am fost. Și pot să confirme ceea ce spun eu acum. Dumnezeu a fost atât de bun că m-a salvat. Vreau să vă spun că în timp ce stăteam acolo pe spital, în salon, nu mi-era frică, dar nu vreau să mor așa cum eram. Pentru că m-am văzut foarte mizerabil. Foarte mizerabil înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduceam aminte de toate faptele urâte pe care le-am făcut. Și atunci am zis unui prieten de-a meu că am o pocăiții, pentru că vreau să mă împac cu Dumnezeu și apoi să mor. Prietenul acela meu a chemat pocăiții când a venit fratele meu la mine la spital. Am văzut o bucurie foarte mare, nu știu cum să-mi exprim, m-am văzut salvat. Eu n-am avut bucuria ca mulți dintre frații și surorile care sunt prezenți să mă duc la apă să mă botez. Eu am fost botezat acolo în patul acela de spital întins pe spate. Doamne, îi mulțumesc astăzi și mă bucur că și acolo am fost măcar botezat. Vreau să vă mărturisesc că am fost botezat într-o zi de miercuri. Am fost nu bolnav, repet, foarte bolnav. N-am crezut că o să mai trăiesc. Dumnezeu s-a îndurat de mine, pentru că acolo în pat am strigat la Dumnezeu cu putere. Am strigat, Doamne, nu mă lăsa să mor! Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, mi-a auzit strigătul de disperare și am simțit prezența Lui la mine la pat acolo la spital. După numai 3 zile după ce l-am primit pe Iisus Hristos în inima mea ca Domn și ca Mântuitor, m-am ridicat din pat. Am putut să umblu, Dumnezeu mi-a dat putere. Am început să mănânc, am început să scap de acel puroi pe care l-aveam la plămâni, frațele și surorile mele. Dumnezeu mi-a dat putere. După 3 zile m-am ridicat din pat, am fost internat într-o zi de luni. După numai 7 zile, doctorița a venit la mine în ziua de vizită, cu amândouă filmele, pentru că în fiecare lui îmi făcea film la plămâni. Am venit cu filmul care în ziua de care am fost internat și cu următorul film. Dumnezeu a lucrat minunat în viața mea, Dumnezeu a făcut o minune, să știți, pentru că numai 7 zile gaură care m-a avut-o cât pumnul, s-a făcuse cât o nucă. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! Amin! Doctorița nu a venit să creadă, pentru că din punct de vedere medical nu este normal. Dar cine este cu putință la noi oamenii este cu putință la Dumnezeu, să știți. Poate mulți dintre dumneavoastră vă mirați. Calma am pocăit. Da, uitați, Calma este pocăit astăzi și îl slujește pe bunul Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este minunat. Dumnezeu lucrează la fiecare. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut probleme. Ați avut copii bolnavi. Ați fost dumneavoastră în spitale. Ați avut copii la pușcărie. Sau indiferent ce probleme ați avut, cu toți ați strigat la Dumnezeu. Și Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
Este adevărat că nu cu toții suntem recunoscători, pentru că după ce Dumnezeu ne face un favor, noi uităm. Uităm, fraților. Dar ar fi bine să ne aducem aminte și să nu uităm că Dumnezeu este acela care lucrează în viața noastră. Prin mira și prin îndurarea lui Dumnezeu, dimineața deschidem ochii și vedem razele soarelui. Prin mira și prin îndurarea lui Dumnezeu, aducem o pâine la copilașii noștri. Dumnezeu este acela care ne-a creat pe toți. Dumnezeu a lucrat în viața mea. Eu astăzi îi mulțumesc. Îndemnul meu este pentru fiecare să veniți la Dumnezeu astăzi, pentru că ziua de mâine nu este garantată nimănui. Nimeni nu poate să spună că mâine se va duce cu tare sau cu tare loc, pentru că mâine dimineață nimic nu-ți garantează că te vei trezi din pat. Mărturisesc astăzi că am fost un fumător urât. Am fumat 4-5 pachete de țigări. Am avut tot timpul îndemnul ca să vin la pocăință, dar nu putem din cauza țigărilor. N-am avut curajul să intru în casa lui Dumnezeu, pentru că fumam la fiecare 5 minute o țigară. Am fost consumator și dependent de droguri. Mulți dintre dumneavoastră probabil aveți copii care astăzi se drogează și le plângeți de milă și nu știți cum să poate să-i scăpați de acest biciu. Mărturisesc că pe mine m-a scăpat Dumnezeu. M-a făcut niciun tratament. Dumnezeu nu mi-a luat banii. Dumnezeu nu mi-a luat mașina. Dumnezeu nu mi-a luat nimic. Dumnezeu mi-a luat sănătate, Dumnezeu m-a scăpat de toate miciurile acestea. Astăzi, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, eu nu mă fumez. Astăzi, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, eu nu mă mai droghez. Astăzi, prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu, eu nu mai beau. Astăzi, mulțumită lui Dumnezeu, pot să mă numesc copilul lui. Domnului îi mulțumesc pentru lucrurile minunate pe care le-a făcut în fața mea. V-aș îndemna pe toți frații mei și surorile mele și mai ales pe prietenii ascultători să faceți acest pas. Dumnezeu este minunat. Dumnezeu este bun, foarte bun. Îndemnul meu ar fi pentru fiecare să faceți un pas către Dumnezeu și Dumnezeu va face 10. Să faceți 2 pași către Dumnezeu și Dumnezeu va face 20. Este minunat să trăim alături de Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră care mă cunoașteți puteți să vedeți diferența. Eu nu aș fi reușit niciodată lucrul acesta. Mărturisesc că n-aș fi reușit să mă las de țigări niciodată. Dumnezeu mi-a luat biciul acesta numai 5 minute. Așa că cei care sunteți fumători și ați dorit să veniți la Dumnezeu, să nu vă fie frică sau să mă puneți problema, păi eu m-aș pocăi, dar știi că fumez și nu o să pot lăsa țigările. Să vă încredeți în bunul Dumnezeu. Vreau să vă mai mărturisesc că eu când am fost acolo bolnav în spital, am crezut că Dumnezeu mă poate vindeca. Nu mi-am pus încredere în doctor. Nu m-am bazat pe medici speciali și nici pe banii pe care aveam. Am crezut și l-am cegat pe Dumnezeu cu toată inima mea. Și în momentul în care l-am cegat, am și crezut că Dumnezeu o să mă vindece. Și pentru că am crezut, frații mei și surorile mele, am fost vindecat în numai 16 zile. Vecinii mei de la bloc știu data când am fost internat și știu data când am fost externat. Este o minune dumnezeiască. Mulți dintre dumneavoastră ați luat bolnav la spitalul TBC și știți ce înseamnă o gavernă în plămâni. Eu am fost vindecat în 16 zile, Domnului îi mulțumesc pentru lucrul acesta. V-aș îndemna pe toți care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Evanghelizarea și evenimentul de astăzi este pentru acei care nu L-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Deschideți-vă inimile și lăsați ca Dumnezeu să lucreze la inimile voastre. Și o să vedeți că nu o să știți cum să-I mulțumiți. Vreau să vă mai spun